Avem, poate că, e, poate că nu, nu înțelegem de ce oare reușesc să rămână atâta, atâta timp în funcție, dar poate cine știe, realizările îi fac pe acești edili să obțină mandat după mandat, dar avem în România, asta e o realitate, domnule dar avem în România primari, încă de la revoluție. Cât de sănătos este pentru o democrație să avem primari în funcție de 30, în funcție, iată, de 30 de ani, așa cum am văzut în materialul colegilor noștri? Eu eu mi-aș pune problema dacă e sănătos pentru o democrație sau nu, mi-aș pune problema, de exemplu, dacă e sănătos pentru o comunitate. Pentru că da, e adevărat că la noi s-a și exagerat foarte mult în ultimii 30 de ani cu întinerirea clasei politice, cu schimbarea. Nu există alegere la care să nu vină cineva care ne promite schimbarea, întinerirea, ne promite că nu mai sunt ăia, că... Așa, și în final vedem că de fiecare dată se întâmplă același lucru, și peste 4 sau 8 ani vin alții care ne promit că nu o să mai fie oia, care au zis să nu mai fie oia cu două mandate, mandate în urmă. Deci, probabil că noi avem la nivelul al în altelor instituții politice, și un flux destul de mare. Dacă ne uităm serios, știu că lumea are o părere destul de proastă despre Parlament și îl vede ca o instituție încremenită, dar dacă ne uităm absolut obiectiv și vedem câte generații de parlamentari au fost, și am mai spus-o și altă dată, e o instituție care s-a tot întinerit. Da, au fost câteva generații de parlamentari, de la oia care au venit, da, normal, dinainte de 89, când aveau de unde să vină din altă parte, până la parlamentari de 24 de ani, 25 de ani, acum două mandate, acum un mandat. Deci, Acolo e o întinerire perpetuă și cu toate acestea vedem că tot nu suntem mulțumiți de acea instituție și nu e vorba doar de o chestiune subiectivă, pentru că da, sunt niște probleme absolut evidente cu modul în care instituția funcționează și începem să ne întrebăm dacă e vorba doar de oameni, că sunt bătrâni, că sunt tineri, că sunt nu știu cum, s-ar putea să nu fie vorba doar de oameni până la urmă. Legat de primărie aici lucrul ăsta despre care vorbiți nu se putea întâmpla decât în mediul rural. În mod evident, în mediul urban era mult mai dificil să avem situații de tipul acesta și faptul că se întâmplă în mediul rural mă face să înțeleg sau să cred că acolo cam orice scenariu este posibil. Se poate să se întâmple acest lucru pentru că oamenii s-au obișnuit cu un primar și sunt mulțumiți de el, Sigur că am putea mai cârcotași de pe margine să ne întrebăm, dar n-au vrut niciodată să schimbe, să vadă cum e. Să vadă e interesant. Și cum e cu alt candidat. Da, da, e interesant că totuși oamenii ăștia, gândiți-vă că aici nu e vorba doar de ani sau de vârsta lor. Sau... E vorba de faptul că s-a trecut prin niște valuri de transformări în ceea ce privește legislația, nu știu, achizițiile publice, digitalizarea, adică par niște oameni care s-au adaptat la vreo patru schimbări, să spunem, tehnice din ultimii 30 de ani, și se pare că s-au adaptat cu succes. Sigur, ne putem uita și la alte lucruri, de exemplu. Ne putem uita dacă respectiva localitate este tradițional fieful unui anumit partid, dacă alte partide au structuri, să spunem așa, subdezvoltate acolo sau nu au deloc ne putem uita dacă, așa cum menționați, într-un caz au avut sau nu au avut contracandidați, pentru că, până la urmă, dacă nu au avut, nu aveai ce să faci. Sigur, puteai să nu mergi la vot sau puteai să lași buletinul alb, dar, mă rog, ne putem uita la prezența la vot ca să înțelegem lucrurile astea. Și atunci, asta spun, e foarte greu de înțeles ce este acolo. E de mirare, repet, că nu s-a vrut niciodată să se încerce și alt candidat. Dar dacă acest candidat n-a existat, N-a da, fost destul de puternic, n-a avut o organizație puternică în spate. În ultima vreme trebuie să înțelegem că și legislația a început să avantajeze primarii în funcție, mai ales în comunitățile mici. De când avem votul acesta într-un singur tur, practic, și dacă ai mulți contracandidați, tot ai mai multe șanse să câștigi dacă ești primar în funcție, mă rog, presupunând că n-ai supărat foarte rău peste jumătate din, din comunitate. Dar, repet, modul în care se votează astăzi pentru alegeri locale. E clar că nu va face decât să se perpetueze. Au mai au fost situație. inițiative, și cred că și acum mai sunt inițiative în Parlamentul României pentru ca alegerile primarilor să aibă loc în două tururi. Au rămas însă acolo, în sertare. Nu s-a întâmplat și nu cred că se va întâmpla ceva prea curând. Dar cât de mare este uh, discrepanța aceasta? Vorbeați de faptul că iată sunt cazuri pe care le întâlnim în rural, în mediul rural și nu în mediul urban. Și din acest punct de vedere, cât de mare e discrepanța dintre urban și rural în România? Păi, e destul de simplu. Gândiți-vă că în mediul rural e mai ușor să ai un control asupra comunității. Adică mediul rural, de foarte multe ori, de exemplu, atunci când nu există o concurență serioasă, evident că același primar poate câștiga tot timpul fără nicio problemă. Mediul rural, de multe ori, poate e mai ușor de, de mulțumit, pentru că e altă dimensiune a ceea ce înseamnă o lucrare publică, o asfaltare, o modernizare. Sunt... Dar cu cât comuna e mai mică, de exemplu, cu atât treaba asta, presupunând că ai resursele necesare, e mai ușor de, de rezolvat repede, în timp ce mediul urban are o dimensiune publică mult mai, mai accentuată. În mod evident, într-o comună mică, probabil că aproape toată lumea ar cunoaște pe primar, pe viceprimar, da? și așa mai departe, în timp ce mediul urban, cei mai mulți dintre noi, și e normal așa, nu l-am văzut decât la televizor pe, pe, primar. Și atunci dimensiunea publică și efectiv electorală a acestor alegeri locale în mediul urban este mult mai pronunțată, în timp ce mediul rural este o chestiune și de nu de presiune, dar de foarte multe ori și o chestiune de legătură umană, de legătură comunitară. L-ați dat jos pe după ce ne-a ajutat timp de două mandate, îl cunoaștem că e ghița al Georgica, al știți? Adică sunt lucruri astea care tind să ajungă și la un nivel personal și te gândești că dacă nu ești destul de supărat pe primar, poate e mai bine să-l lași. Există și situația inversă și nu știu dacă este mai bună în care apar concurențe acerbe între 2-3 candidați în aceeași comună și de multe ori se ajunge la situații cu complicații legale dacă nu, dacă nu mai rău pentru că tot așa fiecare are susținătorii lui, relațiile sunt personale, fiecare știe cine este celălalt. Dar se